Medicul Alexandru Rafila a încercat să lămurească controversa. Cine infectează mai mult, un vaccinat sau un nevaccinat? Proporția de persoane vaccinate și nevaccinate este una diferită. Unii vaccinați nu mai fac boala, însă există o tulpină care se transmite mult mai ușor. Potrivit medicului, transmiterea nu este diferită între vaccinați și nevaccinați. Proporția celor care fac forme grave din rândul vaccinaților este mult mai mică decât în cazul nevaccinaților. Ca să încetinești transmiterea, vaccinarea trebuie combinată și cu alte metode. Dacă oamenii au forme clinice manifeste, probabil că transmit în mod similar. Modalitatea de transmitere nu este diferită între vaccinați și nevaccinați. La noi, din numărul de decese, 90% erau nevaccinați. Sunt și persoane cu afecțiuni, la care răspunsul imun nu există. Noi am avut 500-600 de morți pe zi la o populație de 18 milioane de locuitori. Noi am fost pe locul 1 în lume câteva săptămâni la rând. A murit un parlament pe zi sau câteva avioane s-au prăbușit din cauza celor care fac propagandă imorală împotriva vaccinării. Mii de oameni au murit. Mai sunt și decesele indirecte. Oamenii nu au loc în spitale, a declarat medicul Alexandru Rafila.